Odată, o stea de mare a fost prinsă smulgându-și propriile membre. Se rupeau de corp și se târau. S-a dovedit că se întâmplă peste tot. Din Alaska până în Mexic, minim la 20 de specii. Uneori, membrele rupte parcă încep să le mănânce pe restul. Cel mai mult asta seamănă cu comportamentul unor zombi. Care e totuși treaba? Stelele de mare sunt niște creaturi uimitoare, dar mulți locuitori ai planetei noastre pot să se regenereze, dar anume stelele de mare pot să-și regenereze întregul corp dintr-o bucățică mică. Atâta timp cât există fragmentul din partea centrală a stelei, totul e bine. Unele specii tropicale au mers și mai departe. Sunt capabile să crească o stea de mare nou-nouță dintr-o singură parte a corpului. Imaginați-vă, omul își pierde mâna și ca urmare din acea mână crește un alt om. Bine că nu putem face una ca asta. Treaba e că fiecare membru a unei stele de mare conține o copie a organelor vitale și e echipată cu pete de lumină, care le ajută să deosebească lumina de întuneric. Plus, chiar și cel mai mic fragment al membrului rămâne cu niște ramificații, cu ajutorul cărora se deplasează. După traumă sau amputare, steaua de mare, sau mai bine zis acea parte care a rămas din ea, poate supraviețui datorită copiei organelor vitale în perioada de regenerare, până nu va crește restul, de la câteva luni la un an. Dar această capacitate nu explică de ce stelele de mare își împrăștie brațele de parcă nu au nevoie de ele. Care este motivul unui astfel de comportament? Ei bine, asta se face pentru reproducerea asexuată. Unele specii așa și își continuă neamul. Ți-a aruncat membru undeva departe, iar din el a crescut un descendent. Misiune îndeplinită! Dar așa membre sunt multe, iar dacă regenerarea nu ia mult timp, înseamnă că așa schemă poate să fie folosită de multe ori. Important însă e faptul ca membrul să nu fie mâncat de vreun prădător și așa ceva se întâmplă. După cum am mai spus, fiecare membru al unei stele de mare conține copiile organelor vitale, inclusiv și gonade. Gonadele sunt organe care produc celule sexuale. Aceste celule nimeresc în apă și fertilizează în afara corpului. Vis-a-vis de asta există teoria conform căreia stelele de mare își aruncă membrele ca să crească distanța de împrăștiere a ouălor, astfel crescându-și posibilitatea fecundării. Sună destul de logic. Apropo, se crede că stelele de mare care se reproduc asexuat îmbătrânesc mai încet și se simt mult mai bine decât cele care folosesc sexul normal, fără detașarea membrelor. Așa că probabil împrăștiindu-și membrele peste tot, stelele de mare pur și simplu își prelungesc viața. Dar dacă totuși am menționat reproducerea normală, atunci sunt nevoită să vă arăt cum arată larvele stelelor de mare. Nu seamănă cu părinții lor deloc. Această figurină stranie este viitoarea stea de mare. Ea arată nu doar ca un microorganism, ci este acoperită de cili. Da, vă amintiți probabil de la biologie că acești cili ajută la deplasarea multor organisme unicelulare. Larvele formează vârtejuri de apă în jurul lor, care dintr-o parte le ajută să se hrănească, iar din alta le duc microorganismele nutritive către gură. 60 de zile, puii stelelor de mare le petrec în largul oceanului, se hrănesc și acumulează forță pentru a trece la următoarea formă. Dar să ne întoarcem la împrăștierea ciudată a membrelor de către stelele de mare. Încă o cauză stranie ar fi regularea temperaturii și asta, haideți să recunoaștem că e foarte ciudat, să-ți smulgi membrele din cauza temperaturii, dar iată că unele stele de mare chiar fac asta. Când se ciocnesc de condiții prea calde a mediului înconjurător, riscă să moară, fiind considerate cu sânge rece. Există o limită internă a temperaturii stelelor de mare, 35 de grade Celsius. Îndată ce se încălzește mai tare, moare. Temperatura centrului stelei, adică a cele mai importante părți și razele ei, pot să se deosebească la 3-4 grade. Astfel se consideră că acestea răspândesc căldură, ținând-o mai departe de zona cea mai importantă. Desigur, de îndată ce temperatura din membre depășește limita normală, acestea se desprind. Nu e chiar plăcut, desigur că, dar e mai bine decât moartea, mai ales că pot să-și crească din nou alte membre. Unele specii de stele de mare pot să-și desprindă brațele în locul în care se unesc cu zona centrală, ca să se salveze de prădători. Probabil că e cea mai naturală și obișnuită explicație.
Așa fac și șopârlele care își lasă cozile. Mai bine pierzi o coadă decât întreaga viață. Deși cazul pe care l-am menționat de la început nu este legat nici de reproducere, nici de temperatura corpului, nici de protecție împotriva prădătorilor. Este vorba despre un virus care a fost descoperit nu de mult. Dar judecând după alte exemplare din muzee, virusul activează de prin anii 1940. Problema este că nimeni nu știe de ce a început să influențeze abia acum stelele de mare. Nu sunt un om de știință, dar probabil că așa, stelele de mare își cresc șansa de supraviețuire în cazul infectării. Odată ce infectarea are loc, se presupune că membrele noi care cresc în locul celor detașate vor învăța să facă față virusului mult mai bine. Dar nu e clar de ce membrele desprinse încearcă să se mănânce una pe alta. Va trebui să așteptăm rezultatele unor cercetări mai serioase ca să aflăm răspunsul. Din fericire, virusul nu prezintă un risc grav pentru stelele de mare, iar situația nu e catastrofică. Capacitatea de regenerare salvează, dar anume ea și poate deveni sursa problemelor. Dar nu și pentru însăși stelele de mare. Specia coroana de spini este o specie invazivă pentru recifele de coral din partea de vest a Pacificului. Ca multe alte specii, se regenerează perfect și adoră să mănânce moluștele. Într-un moment dat, coroana de spini era atât de înfometată că reducea substanțial capturile pescarilor locali și pescarii s-au supărat. Au decis să lupte cu specia invazivă de sine stătător. Dar nu știau ce anume să facă ca să ucidă o stea de mare. Presupunerea era logică. Dacă tai animalul în jumătate, sigur nu va supraviețui. Ha! Jumătățile de stele erau aruncate în apă, fără să-și dea seama că anume în așa mod cresc populația invadatorilor. Până la urmă, stelele au devenit atât de multe că au dus la suprapopularea recifelor de corali. În unele zone, asta e încă o problemă serioasă. Este foarte greu să lupți cu specia invazivă coroana cu spini, dar în zona marelui recif de coral, pe coasta Australiei, aceste stele de mare cauzează pagube, care după niște estimări prezintă 40% din cauza reducerii populației de corale. Oamenii nu mai pot face față și în ajutor vine tehnologia. Oamenii de știință din Universitatea Tehnologică din Queensland au creat un robot autonom, cunoscut sub numele de Cotsbot. Acest vehicul subacvatic, plin de camere, 5 motoare și GPS, poate să găsească și să ucidă stelele de mare folosind brațul pneumatic pentru introducerea unei injecții letale. Ca să deosebească anume speciile invazive, robotul a fost antrenat cu ajutorul a mii de imagini și videoclipuri. Cu celelalte stele cu care robotul nu s-a lămurit, apoi o să se lămurească scafandrii. Pe lângă regenerare, stelele de mare au și alte supraputeri, care le fac prădători de succes. Sincer vorbind, când am aflat încă la școală că stelele de mare sunt prădători, asta mi-a cam distrus lumea. Bine că nimeni nu mi-a zis atunci despre capacitatea lor de a scuipa propriul stomac. Ca să mănânce, acestea într-adevăr își ejectează stomacul în afară, plasându-l pe partea digerabilă a prăzii sale. De obicei este scoică sau moluscă, ceva moale. Stomacul apoi digeră ce poate, producând un fel de terci, se trage înapoi în cele 10 glande digestive ale stelelor de mare și ceea ce rămâne din cina stelei de mare este doar o carapace goală, iar prădătorul pleacă în căutarea următoarei victime. Uneori, stelele de mare nici nu se prea gândesc la dimensiunea ceea ce mănâncă. Aleg o pradă destul de mare, gen un pește sau un crab. Arată cam înspăimântător. De parcă toate astea nu erau de ajuns. Oamenii de știință au băgat o cameră de supraveghere înăuntrul unei midi pentru a verifica cum arată procesul de a fi mâncat de o stea de mare dinăuntru. Păi, ce să zic, nu-mi place, e înfiorător. Și ce să spun despre capacitatea de a vedea cu membrele? Pare inofensiv. Treaba e că stelele de mare nu au ochi în sensul cunoscut nouă, cu pupile și toate astea. Dar la marginea fiecărui membru sunt localizate niște pete fotosensibile, de obicei negre sau roșiatice. Asta le permite stelelor de mare să recunoască cât de cât mediul înconjurător. Cercetătorii au menționat că ochii stelelor de mare seamănă cu cei ai crabilor sau ai păianjenilor și conțin fotoreceptori simpli. Cu alte cuvinte, nu promit imagini HD, dar permit animalelor să se țină aproape de casele lor.
200 de pixeli sunt îndeajuns să vadă la distanța de 1 metru și să înțeleagă unde să se târască. Pe scurt, stelele de mare nu simt niciun disconfort. Da, și de ce ar trebui să se teamă când natura le-a oferit armură pentru protecție? Desigur că nu într-atât de dură ca la vreun crab sau țestoase, dar ca și în cazul cu ochii, le este de ajuns. Stelele de mare au un înveliș dur la exterior, care e compus din plăci de carbonat de calciu cu spin minuscul la suprafață. Rigiditatea acestor spin depinde de specie. Așa, armură poate să protejeze animalul de la păsări, pești și vidre de mare, cu condiția că prădătorii nu vor fi prea insistenți și nu vor întoarce prada. Dar ce pot să le facă păsările și vidrele animalelor care s-au învățat să se protejeze de oameni? Vești bune, steaua de mare nu vă va mușca dacă va simți pericol. Noutate rea, stelele de mare nu vor să fie cercetate. Asta au observat niște studenți biologi, cărora li s-a cerut să introducă chipuri în stelele de mare, pentru a fi mai ușor să fie identificate pentru următoarele cercetări. Dar nimeni nu le-a întrebat pe ele dacă sunt de acord să participe în toate astea. Peste câteva zile, studenții au descoperit că stelele de mare pur și simplu împing chipurile din corpurile lor. Fără niciun rău pentru organism, chipurile nu le-au provocat durere, n-au atins organele vitale, ele pur și simplu le-au scuipat. Din fericire, oamenii de știință au rezolvat această problemă, dar despre asta vorbim altă dată. Acum, cel mai trist fapt din episodul de astăzi. V-am spus odată deja că adevărul despre stelele de mare mi-a distrus cumva lumea. Desigur că e o exagerare, dar există încă o chestie care mă supără. Patrick și SpongeBob niciodată n-ar fi fost prieteni în lumea reală. Pe 27 iulie, în anul 2021, la adâncimea de 1885 de metri, cercetătorii au făcut această fotografie, în care un burete galben de mare stă alături de o stea cu 5 colțuri și nuanța ei este perfectă. Probabil că ați văzut și voi poza asta, căci a devenit rapid virală pe internet și probabil că v-a părut foarte cute și drăguț și toate astea. Doar că tot binele se termină și se începe doar la asemănare cu personajele din desenul animat. În viața reală, aceste creaturi sunt departe de a fi prieteni. Se cunoaște că stelele de mare se hrănesc cu bureții de mare. Probabil asta s-a și întâmplat deodată după acea poză. Da, buretele este destul de mare, dar după cum ați înțeles, mărimea prăzii nu oprește niciodată pe steaua noastră de mare. Mărimea prăzii, vederea rea, necesitatea de a întoarce stomacul, toate sunt nimicuri. Stelele de mare pur și simplu vor să mănânce. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou în episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!